Asta acuză mai mulți oameni care arată cu degetul către slujitorul Domnului și spun că preotul le-ar fi cerut bani împrumut fără să-i mai restituie vreodată. Și nu vorbim de câteva sute de lei donați pentru biserică, ci de mii de euro pe care preotul i-ar fi cheltuit pentru treburi mai lumești. Părintele Ioan Boșa slujește la parohia din Culciumare de 8 ani. Când nu se află la altar, își ajută aproapele să obțină credite ipotecare prin franceza deschisă pe numele soției sale. Cum nimic nu este gratis, nici preotul nu ar fi trecut fapta pe lista celor bune. Am scos un credit de la bancă, părintele Boja fiind prieten foarte bun de familie cu noi, știa că banii nu i-am consumat toți pentru extindere, a venit la mine și mi-a cerut 10.000 de euro. La o săptămână mi-a mai cerut 10.000. Bani pe care preotul ar fi uitat să-i mai dea înapoi. Ba mai mult, părintele nu s-ar fi oprit aici. Trebuie să ne dea 40.000 de euro. Noi plătim rată de 800 de euro pe lună. Nici rudele nu au fost trecute cu vederea. În 2009, părintele, fiind verișor primar cu mine, m-a lăsat fără casă, fără masă. Acum mă descurc că foarte greu, stau în chirie. Ca să iasă bazma curată, bărbatul ar fi apelat la alte tertipuri, spun oamenii. M-a pus ca să depun niște mărturii mincinoase împotriva lui Ghiță lui Ionaș pentru suma de 20.000 de euro, care eu n-am fost de față, ca să spun că într-adevăr Bionic a dat acești bani la domnul Ghiță la Ionaș. Ieri am fost la biserică să văd dacă într-adevăr mai slujește după atâtea țepe câte a tras. De-aia am și avut încredere în el, pentru că era preot. Dacă nu era preot, poate că nu ajungeam unde am ajuns. Au mers însă la judecătorie. Numita Popirina, în calitate de persoană vătămată, depune o plângere penală la parchetul de pe lângă judecătoria Satu Mare. Plângerea privește pe numitul Boja Ioan, obiectul plângerii fiind înșelăciune. Acuzațiile au ajuns și la urechile șefilor preotului. Este regretabil să știm că se întâmplă astfel de chestiuni. Este adevărat că preoții au un salariu foarte mic, însă asta nu justifică absolut nici într-un mod un astfel de gest. Iar dacă justiția va demonstra vinovăția preotului, atunci episcopia va propune sancțiuni drastice pentru slujitorul Domnului. Prețul benzinei crește de la o zi la alta.